Lol. Salutare, oameni, și v-am găsit la un nou video pe canal. Au făcut update la Forza. Exact când am dat play, a zburat o mașină pe lângă mine și mi-a zburat o pancardă din spate și de-aia eram. Lol. O dată cu update-ul de Halloween, cum l-am putea numi, au băgat chestii drăguțe. Ăsta e singurul skin pe care l-am putut găsi și se semene cu un pumpkin. N-arată rău. Zici că am lovit un pumpkin în față, un dovleac de la în față și a explodat și așa mi-a rămas mașina pătrată. Dar mașina asta o pot câștiga și să vă dau la Action House. Cred că o să fac asta în acest episod. Sau, hai să vă arăt ce-au băgat de fapt, că aici e mare surpriză. Deci avem Festival Playlist. La Forza Ton avem două mașini pe care deja le am. Un Mercedes AMG CLK GTR și un Nissan R390. Uite, Pumpkin Head, exact ce spuneam în primul sezon. Și în partea din stânga aici, eu deja am mașinile alea două, am făcut video special cu ele, deci dacă vă tentează sau vreți să le farmați, vă recomand să vă uitați la video-ul ăla și să vă hotărâți dacă aveți mașinile. Aici puteți câștiga un Ferrari F40, un Horn legendar, mașina nouă exclusivă, mă lasă de ce total, mai ales că e pe multiplayer, Rosion Q1, nici n-am auzit de ei. Și am super ultimul multe, un Nova din 69, Horizon Edition, îl am deja. Și aici, dacă vreți să vă câștigați mașina pe care o conduc eu acum, adică 2018 Italy Design 01, hai că se întornă, cum ziceam eu, trebuie să faceți acest event. Și următorul sezon, autumn, deci următoarea vineri, vom avea Bugatti Divo. Și-a băgat și acolo skin-ul, după cum puteți observa, skin-ul din Fortnite, cu cadavru, să zic așa, cu... Știți voi numele. Și pentru asta, din păcate, trebuie să farmați 50% din eveniment. Dar eu zic că o să merite. Și-au mai băgat pe hartă, acum mergem acolo, tot la festival puteți observa. Aici ultimul se numește Horizon Story. Și... Nu știu, nu sunt hotărât ce să fac. Să farmez mașina asta ca să vă dau vouă la Action House. Sau să fac misiunile alea. Momentan am pus cursa să mă duc să văd puțin din povestea aia și să văd ce mașină aș putea câștiga la ultima misiune, că asta mă interesează. Și în funcție asta o să mă hotărăsc dacă facem misiunile alea sau dacă facem cursele alea. Și mașina asta, nu știu... Și prinsire pe feraj la 250. E mașină... Un hipercar, numai că pare să aibă un motor V12, tot așa echilibrat, nu zmucește deloc. Și trage așa linear, ușor, ușor, și da, stabil. Vedeți cum accelerează? Cred că ăsta a sărit pe lângă mine, dacă nu mă înșel, exact înainte să încep video. Era și acolo liniștit, s-a ajuns și a zburat unul pe lângă mine, era în gen, ce? Mai știu că erau faze de-astea în Horizon 3, dacă erai multiplayer, dacă eu eram modul de dronă sau modul de poză, un alt player putea să-mi lovească mașina. Ce însemna chestia asta? Că eu încercam să pornesc un intru și ăla intra în mine și mi-mi împingea mașina și eram sal și vine, m-am găsit, BUM! M-a buștat și mi-a aruncat mașina în bălării. Și eram gen, pe bune, trebuie să refac intro-ul. Se numește Upgrade Heroes și este, face parte din carieră, din poveste. Face cum arată. Hai să-i dăm start. Acum am prins, cred că știu ce e. Încă un... Deci asta va fi încă o sursă de venit zilnică. Solo. Cred că Upgrade Heroes se referă la mașinile alea care au body kit-uri și se pot tuna foarte mult. Cred. Oh, Renault. Pe bune. Cu Roll Cage. Upgrade Heroes. You go get the car, we do the magic, then show everyone what an upgrade hero can do. Sounds good. Deci mă duc, fac o să așa și pe aia le arată el ce poate să facă cu mașina tunată, cred. Deci acum este un jeg. Probabil o va deveni una de...
trage destul de bine. Cum așa, ce poate fi un erou? Să nu jucăm 2000 acolo. Nu mi-a spus nimeni că n-am voie să fac asta. Ok. Hai, cu pick-up, trebuie să iei pe ceva. Ok, neașteptat. Oh, s-a schimbat mașina, ce? O Lada? Ce seamănă cu Lada? Câți dintre voi știu ce e o Lada? Lăsați-mi în comentarii, cine știe mașina Lada? Eu am mers cu ea. Ce vremuri. Da, frate, dar se numește Datsun. Oare, ce lente. Trebuie să nu o zgrim prea tare, avem damage indicator, deci... Deci, aduceți ce... Ți mai aminte să conduc pe partea stângă? Au, aici e interior. A doua talpă abia urcă, a treia... Mamă, nu țin nici frânele. Da? Unde? Uite! Aoleu, și tot tine mea trage mai repede cu mașina asta. Ah, și asta e trist. Nu știu la ce mă uitam. Ah, da. Citeam pe comentarii la un grup. Că aia mi s-a purtat. Am dat damage lor la final. Vreau să fac, scot un timp bun. Și acum, teoretic, trebuie să mă tuneze să mă facă să meargă bine. Da, mă, asta e. E, ce-am zis eu, uite, este prin farci, Caterin. Ce, că ești pregătit? Merge! Twin turbo inline 6 under the hood producing 337 horsepower. 367 cai. În linie 2 biturbo. Iată ce body kit. Time to show it off. How about you take it into Edinburgh? And feel free to, you know, open up on the way. Interior la fel, din păcate. Bă, cred că va fi interesantă seria asta cu Upgrade Heroes. Dar ce știu că sunt niște mașini destul de mișto în Forza test Upgrade Heroes care poți să le tunezi destul de bine și arată bine. Și nu e o idee rea, practic pe metoda asta nu zic că au forțat să ne arate, dar e o variantă, știi? Să faci un fel de reclamă la chestia asta. Că de multe ori la Forza Horizon 3 știam că dacă mă interesa o mașină care se poate tuna interesant, să zic așa, mă duceam acolo și aia era, știi? A, da, ziceam cu grupul ăla. Era o discuție între o trotinetă electrică de putere, de undeva, nu știu, avea doar 2 kW la motor, două motoare, gen aia față-spate și ziceau că... A, nu, la o bicicletă era, pardon, la trotinetă. Și zicea că cuplul la Dacia Logan e undeva la 140 de Nm și trotineta avea 160 de Nm, gen avea mai mult. Mi s-a părut foarte amuzant. Hai că am terminat. Ba, doar destul de mult asta. 33. Problema la toate evenimentele astea că trebuie să iei 3 terțe mai mereu dacă vrei să iei ultima mașină. Și nu știu cât de mult merită, pentru că nu știu care este ultima mașină, din păcate. Dar... Dacă am început cu asta, teoretic se duce în sus. La nivel de mașini, să zic așa, știi, nu se duce în jos. Ceea ce sunt ok cu asta. Acolo, aparent, partea de sus îmi dădea mașina, reward. Mai facem una și nu o să fac cursele alea 3 pentru că sunt puțin plictisitoare asta, oarecum e ceva mai nou. Deja aici mi-am schimbat două mașini.
remember when I said we'd have clients lining up in no time? Deci eu mă duc cu mașina asta să ridic o altă mașină, mașina aia trebuie să o duc la el și după aia trebuie să fac o cursă cu mașina aia. Ok. Ok. Vreau să duc off-road cu un Audi. Ce Audi? Audi off-road. Audi 4 care. Sau de și asta. Și viraj. Asta e mașină bună și la raliu, frate. E are gardă înaltă la sol, e ușoară. Stă puțin prost cu taxiunea, dar toată nu e mașină de viteză. Asta e și chestia de asta și patinează așa peste tot. Talpă și dacă da și dacă... Vreau să zic dacă l-aș liber... Evacuarea sună bine la mașina asta. N-am ajuns. Am ajuns într-un minut. Dar nu o să aștept acum un minut. Da, deci e un Audi Quattro, am zis bine. They stripped all the fun stuff out and sold a few of them as production cars, which is where this one must have come from. Hei, măcar alea merg sincron, vedeți? Ce catering. So it turns out the client doesn't just want to go off-road. They want to... Go off-road, Group B style. Grupa B style, auzi, la off-road. Aici trebuie să ducem acum înapoi ca să o turnăm. Trebuie să nu dăm prea mult damage ca de obicei. Sună bine motorul. Pentru stock. Fără copaci. Kilometru jumate. Am dat un 10% de un gens grea vopsea. E o chestie care îmi place la Forza, gen sunetul de la evacuare. Exploziile aia sunt potrivite. M-am ascultat așa un pic și m-am uitat la Need for Speed Heat. Și... Ba, sunt prea exagerate, ba, e prea subtil, gen... Mi-a fost greu să nimeresc mijlocul, să zic așa, știi? Aici la Forza, nu știu, au nimerit oarecum ok. Nu trage! Patra! Dar e relaxant așa, știi, când mergi ușa ușor. Pe bune? Ați văzut? Și că asta a fost construit pentru grupa B, Rally-ul. Bun, hai să vedem cum o tunează. Chiar nu știu la ce să mă aștept. Bine, asta... Eram... Convins un pic. It's got the trademark four-wheel drive system which should help you handle the dirt. And we've bumped it up to 800 brake horsepower. 800 de cai putere, ia uite. May not help, but blame me. It'll be good fun. 800 de cai. I've laid in a rally route for you. I tried to convince a client to set in his co-driver, but they were a bit too scared. Bă, accelerează bine, dar nu accelerează ca o mașină de 800 de cai. Ce că trebuie să iau off-road? A, pe aici. Mă, și mira, m-am crezut că trebuie să o tai drept, știi? Că nu poți să o tai drept pe aici, chiar oricât de mult ți-ai dorit cu mașina asta. Vreau, mamă, să facem niște drifturi frumoase. Cât de cât, cu frâna de mână. Patra. Ah, dacă nu era piatra asta, puteam să urc pe acolo. Am vrut și eu să mușc un pic din cașcava, știi? Să câștig mai mult timp. Da, evident... Nu ia foarte multă viteză. Dar nici nu trebuie foarte multă viteză pe genul ăsta de drum. Îmi vine să mă arunc... Așa. Dacă nu pică pe capotă, suntem bine.
Chiar a fost off-road cursa asta. M-a plăcut, da? Dacă nici aici nu au 3 steluțe, nu știu ce să cred. Ia. 3 steluțe, așa, mă, și miram. Ce naiba. Hai că pe bune. Ok, ok. Îmi place că m-a pus shield-ul ăla acolo în față, în caz că dai cu bara în pământ. Numai că i-am dat prin mai multe. Mi-a deblocat mașinuța aia. Ia. Deci îți dă mașinile pe care le conduci. Ok. Mă... Mai facem ultima cursă. Sunt curăși mașini. Asta mă omoară. Sunt curăși mașini în bagaje. Până acum... Au fost ok. Ăsta nu mi-a plăcut atât de tare audio-ul ăla, dar prima mi-a plăcut mașina. Mașina Muscle Car. Ok, hai să vedem. Am o bănuială ce este. Evacuare. Bun. Gile cu virajele. Mașina prea ușoară. N-are downforce suficient. Nu împinge. 5-a și... Sună de bună. Hai să vedem ce mașină ne dă. Și care are succes de muscai putere. Eu sper să fie ceva mai nou, să nu fie ceva vechi. Wow, știu ce. Nu știu ce vreau, da. O să fie o mașină cu blower pe capotă, tunată. O să fie drăguț. Dar mașina asta n-aș caută off-road. Aș fi surprins să mă pun pe acolo, dar na. Ah, nu e care cred eu. Wow, iau ce... Șalupă. Mașina asta, ca să înțelegeți, are nevoie de caia putere, pentru că e o mașină grea. Uitați-vă aici pe viraj, cum... Cât de greu a virat și cât de greu s-a așezat pe stradă, așa, adică... Asta chiar e mașină care are nevoie de multe modificări. Uitați-vă cum stau suspensiile pe față ridicate, nu-i normal. Și este să pregătiți să răzezi de frâne. Chit că răzezi de frâne, trebuie să răzi de viraj, că nu virează. Hai că am ajuns relativ ok. Da, asta a fost o mașină bună americană, la ce puteai să pui acolo în spate să car cu ea, nici de cum de curse, dar... Na, poți să pui un V8. Frumos, sus. Un V8 de 7 litri. De capitare. Poți să faci drag race cu asta, în ce știu eu. Da. Dați-vă și voi. Stau pe 161. Vedeți cum acționează. Scoate flăcări pe atrag. Mă, și acum trebuie să... Un minut trebuie să mergem cu viteză cât mai mare, fără să facem accidente și fără să ne lovim de ceva și să nu scădem sub 161. Ok. Trebuie să mă uit pe hartă să văd puțin virajele din avans, pentru că nu virează așa bine cum aș dori mașina asta. Dar, vedeți că este viteză umană. Da, uite cum pleacă de spate. Accidentul ăla putea fi evitat. Vezi ce greu virează? Deci, mașina asta nu e gândită să vireze. Mașina asta e gândită de drag race sau de transport. Și atât. Ia uite, nici aici nu poate să frâneze. A ieșit un pic în afară. 59! Aproape făcuse un minut fix. Bun. 3 steluțe. Mulțumesc.
De abonit. Știi, Stig. Bam! Bun. Abia aștept Bugatti de vola. Mazda RX-7. Interesting. Ce an? Bun. Cam atâta. Nu știu ce să zic. Știi? Adică... Într-un fel vreau să farmez mașina aia pentru voi, să vă dau la Action House, dar totodată simt că vă fac lene și în loc să farmați cursele și voi, decât să vii să dai bai, să zici că ai luat-o de la mine. Na, mă rog, e o mașină, știi? Adică până la urmă toată lumea poate să o farmeze și postul e gratis. Nu trebuie să dai bani pe ea, cam asta e ideea. Cam asta încerc să zic, dar... na. Asta e părerea mea, știi? Adică mă gândeam că e drăguț din când în când că vă mai dau așa câte o mașină de asta mai unică. Dar cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut mașina mea dovleac. Și așteptăm episodul de vinerea următoare pentru Bugatti Divo. Salut! Pa, pa!